În majoritatea școlilor din județul Buzău, semestrul 2 va începe cu prezența elevilor în bănci. Excepție fac câteva școli aflate în 6 localități, unde încă este în vigoare scenariul galben. Pentru personalul medical de la cabinetele școlare, mobilizat acum la centrele de vaccinare, revenirea în școli este importantă, mai ales în contextul pandemic. Prevenția rămâne esențială. Măsurile, în principiu, au rămas aceleași, deci trebuie la fel purtarea măștilor, circuite separate, pe cât posibil să păstrăm distanța și în clasă, cât permite spațiul. Noile normative apărute sub forma unui draft, că deci final nu a apărut nimic, distanțarea asta de un metru, dacă se poate, dacă nu maximul posibil de distanțare. Programul care este în sarcina unităților de învățământ să facă în așa fel încât să fie decalat orarul, să nu se producă aglomerări. Noi vom supraveghea activitatea acolo, din punct de vedere medical, vom vedea ce va fi. Noi sperăm să fie bine. Acum, timpul ne va spune. În aceste zile, personalul auxiliar din unitățile de învățământ face ultimele pregătiri pentru a asigura măsurile de prevenție împotriva COVID, unele dintre ele rămase obligatorii. Pe de altă parte, reluarea orelor cu prezența fizică a elevilor în unitățile de învățământ produce și o temere, cu gândul la o eventuală creștere a numărului de cazuri. Anul trecut, în perioada celui de-al doilea val al pandemiei, în județul Buzău au existat peste 100 de cazuri de elevi și profesori depistați cu noul coronavirus, iar mai multe unități au fost închise. Important la acel moment a fost că nu s-au înregistrat situații de răspândire intrașcolară a cazurilor de COVID.